La 50-a zi de război, Rusia continuă asaltul asupra Mariupolului și pregătește ofensiva în Donbass. Ieri, nava militară rusă Moscova, cunoscută pentru că a fost înjurată de un grănicer ucrainean, a fost distrusă. În același timp, lend-lease-ul ucrainean continuă. Ucraina beneficiază de asistența Occidentului și financiară și militar. Rusia se pregătește să atace Donbasul și își ține trupele de rezervă în sudul Ucrainei și în regiunea Harkovului. Se dau lupte în împrejurimile orașului Slaviansk. Autoritățile ucrainene au anunțat că 11 civili au fost răniți în urma atacurilor rusești. Continuă încercările de a sparge rezistența Mariupolului din zona fabricii Azovstal și a portului maritim. Batalionul Azov a făcut joncțiune cu brigada 36 de pușcași marini. Slavă Ucrainei! Ieri ne-am unit cu niște luptători demni, adevărați eroi care au rămas loiali jurământului, devotați poporului ucrainean și continuă să apere împreună cu noi orașul. Am realizat cu succes operațiunea împreună cu batalionul Azov, ne-am unit cu ei. Am făcut o repliere reușită și continuăm să îndeplinim sarcinile de luptă. Moralul nostru e puternic. Nava amiral Moscova, care a fost trimisă la origini de un grănicer ucrainean de pe insula Șerpilor, a fost distrusă. Potrivit autorităților ruse, cauza ar fi detonarea munițiilor la bord, însă președintele administrației regionale Odessa, Maxim Marcenko, a declarat că nava a fost scufundată de două rachete Neptun. În timp ce Statele Unite ale Americii au anunțat că înarmează Ucraina cu sisteme de artilerie, blindate și elicoptere în valoare de 800 de milioane de dolari, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu președinții polonezi Andrzej Duda, lituanian Gitanas Nauseda, leton Egils Levits și estonian Alar Karis. Însă a refuzat să-l primească pe președintele german Steinmeier, care a venit cu o formulă de încetare a focului în Donbass când era ministru de externe. Formula Steinmeier era văzută de ucraineni drept un proiect de federalizare. Marcăm 50 de zile de război, 50 de zile de rezistență a Ucrainei, putere și solidaritatea a națiunii noastre. Cred că putem să ne permitem, ținând cont că în fiecare zi pierdem oameni, să fim între prieteni cu cei care ne susțin cu adevărat. Nu există mulți prieteni adevărați, dar noi suntem mulțumiți cu cei pe care îi avem. Armata rusă continuă să lanseze atacuri cu rachete și bombe asupra infrastructurii orașelor, căilor ferate și aerodromurilor ucrainene. Recent a fost supus bombardamentelor aerodromul Mirgorod, în rezultat pista și depozitul de combustibil au fost avariate. Totodată, oamenii din localitățile aflate de-a lungul frontului și din apropiere se retrag în zone mai sigure. Irina Vereșciuc, viceprim-ministrul Ucrainei, a anunțat pentru astăzi instituirea a 9 coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele din Ucraina atacate de Rusia.